găsit, prieteni! Încă un motiv de îngrijorare. Organizația Mondială a Sănătății a spus că, din păcate, copiii sunt crescuți într-un mediu din ce în ce mai degradant și că este periclitată educația lor pe viitor. Pe de o parte, vorbim despre schimbările climatice, despre încălzirea globală, despre poluare, care a atins cote alarmante în foarte multe zone de pe glob, și pe de altă parte vorbim despre această împuibare cu reclame la televizor, reclame la produse alimentare menite să-i determine pe cei mici să ceară alimentele respective, care cu siguranță nu sunt sănătoase. Vorbim despre reclame la cartofi prăjiți, la tot felul de dulciuri care mai delicioase și mai apetisante și sigur copilul când vede așa ceva la televizor, chiar dacă părinții încearcă să evite a-i oferi astfel de produse alimentare, ajunge la un moment dat la școală sau în locuri în care nu mai este supravegheat îndeaproape de părinți și cu siguranță dă iama în astfel de dulciuri. Asta din cauza faptului că nu există norme care să reglementeze deocamdată, chiar la nivelul ăsta la care s-a ajuns cu evoluția, nu există locuri în care să astfel de produse să fie reglementate cu norme, în așa fel încât să nu mai fie oferite la discreție copiilor, pe de o parte. Și când mă refer la locuri, mă refer la magazine, la supermarketuri, la chioșcurile din cartier și în același timp la o reglementare a difuzării unor astfel de reclame la televizor. Așadar, pe lângă coronavirus și alte probleme de sănătate, iată că Organizația Mondială a Sănătății își face treaba și ne pune în temă cu tot felul de probleme care ar putea să apară în viața și mai ales în educație celor mici din toate punctele de vedere, mai cu seamă din punct de vedere alimentar, dar și sub alte aspecte. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață. Zi minunată, să aveți un like și un subscribe canalului meu de YouTube Perfect Home Media.